O furtună masivă de grindină a prins locuitorii din Guadalajara, unul dintre cele mai populate orașe ale Mexicului, baricadați în case și mașini și fugind pe unde apucă din cauza urgiei. O ploaie torențială a făcut drumurile din oraș impracticabile, fenomen care, potrivit autorităților, nu a mai fost văzut în regiune până acum. Bastante grandes. Esto precisamente un día. În unele locuri, gheața a depășit și un metru. Guvernul din Jalisco lucrează cu autoritățile armate mexicane și Guadalajara pentru a curăța și a elimina grindina de pe toate drumurile publice, precum și pentru a sprijini cetățenii ai căror locuințe au fost afectate. Fenomenul se explică prin instabilitatea atmosferică, când temperaturile au crescut mult la nivelul solului, în timp ce o umiditate consistentă s-a acumulat în aer, au explicat meteorologii.